Atac cu armă în orașul francez Cannes. Un bărbat radicalizat a încercat să înjunghie polițiștii care stăteau într-o mașină de serviciu. Autoritățile franceze au anunțat că atacul ar putea fi catalogat drept terorist. Potrivit autorităților franceze, atacatorul a deschis portiera unei mașini de poliție care staționa, iar ulterior l-a înjunghiat și l-a rănit pe ofițerul aflat la volan. Mai apoi l-a atacat și pe un alt polițist din mașină, însă în cele din urmă a fost împușcat de un al treilea ofițer. Vestele antiglonț ar fi salvat viețile ofițerilor înjunghiați. Pe întreg parcursul atacului, agresorul ar fi scandat lozinci jihadiste și ar fi susținut că acționează în numele profetului. Din acest motiv, ministrul francez de interne Gérald Darmanin a precizat că nu este exclusă varianta unui atac terorist. Tot el a explicat și că agresorul nu avea antecedente și că a ajuns în Europa prin Italia în urmă cu mai mulți ani. Qui a un passeport algérien qui est régulièrement sur le territoire national, qui est arrivé en Europe à la fin des années 2010, il avait demandé une carte de résident en France. Agresorul a fost împușcat, el se află acum în spital în stare gravă. În ultimii 6 ani, atacurile teroriste au fost relativ frecvente în Franța. Din păcate, cele mai multe dintre ele s-au soldat cu victime. Duminică seara, într-o gară din Paris, un alt bărbat a fost împușcat după ce a atacat un paznic cu un cuțit, în timp ce striga, Franța este condusă de statul islamic.